Promovabilitatea la Baca Laureat a crescut cu 0,37% în județul Sibiu după rezolvarea contestațiilor. Astfel, rezultatele finale arată că 64,07% dintre candidați au promovat examenul maturității. După afișarea primelor rezultate, 549 de candidați nemulțumiți de note au depus contestații, cele mai multe fiind la limba română. În urma recorectării lucrărilor, 90 de note au fost mărite, 74 micșorate, iar 385 de note nu au fost modificate. Cei care nu au promovat bacalaureatul se pot înscrie în sesiunea din toamnă.